Când am mai primit încă o dată o veste bună în viața mea, când eram în leagăn, în noaptea de Paști, măicuța mea mergea la biserică, la înviere. Și se întorcea cu lumânarea aprinsă acasă și venea, se apleca peste leagănul meu și făcea semnul crucii. Cu lumânarea aprinsă și în șoaptă îmi spunea: Hristos a înviat. De atunci eu cred în înviere. Pentru că măicuța mea nu m-a mințit niciodată. Cred că nici pe dumneavoastră, măicuțele frăților voastre, nu v-a mințit niciodată.